Deci am avansat la Constituție din Europa, nu e Constituția Germaniei, care este semnul american, într-un fel sau altul. Și pe care noi s-ar vrea să o revizuiască acum, la fel și japonezii, pentru că nu sunt mulțumiți că au o Constituție de inspirație americană. Deci asta o paranteză despre mari erori pe care le-am putea face în revizuirea constituțională. Dar nu avem probleme cu conceptul. Și mă gândeam în drum spre dumneavoastră, avem o problemă în legătură cu o vulgarizare decentă a principalelor concepte cu care lucrăm. De exemplu, conceptul de judecător. Noi avem impresia că oamenii care se numesc la noi judecători sunt judecători în sensul în care se spune judecător în Anglia sau în sensul în care se spune judecător în Statele Unite, este un judecător federal numit sau este un judecător local. Nu este același lucru. Noi avem magistrați. Noi avem magistrați, nu judecători. Magistratul este o creație a Revoluției franceze. Este un funcționar de stat care aparține inerent puterii executive, de asta statele autoritare au Ministerul de Justiție, de asta pe timpul Ceaușescu aveam un Minister al Justiției, de unde proveneau judecători. Cei care au făcut Constituția în 1990, nu întâmplător au scris autoritatea judecătorească, pentru că bunul simț se spunea că judecătorii nu sunt o putere în stat. Deci îi vedeau pe judecătorii, nu fac nimic zilnic din ceea ce face o putere. Judecătorii divorțau, condamnau frontieriști sau gestionari care delapidau, împărțeau proprietăți, nimic din ce făceau ei nu reprezentau un exercițiu al puterii în stat. Nici astăzi, 90% din judecătorii români nu au nicio legătură cu puterea judecătorească. De ce? Funcția de judecători este duală. Ei sunt, în primul rând, prestatori de servicii, judecă procese de comerciale și pot fi înlocuiți oricând cu forme de justiție privată, cum e arbitrajul comercial. Mai exercită o funcție de verticală în care pedepsesc în numele stavahită, în numele statului, și o mică parte de cât e dintre ei un corp specializat, care se numește judecător de contencios administrativ, exercită într-adevăr puterea în stat atunci când anulează diverse acte administrative, mai ales atunci când anulează acte administrative cu caracter general, de exemplu, hotărâri de guvern. Și ce este momentul în care un judecător se prezintă ca o parte a puterii în stat? Judecătorii noștri, magistrații, sunt specializați. Pentru că sistemul nostru judiciar are o formă arhaică, în care judecătorul este un fel de Hercule care deliberează, se pregătește și pregătește dosarul singur. El nu are niciun fel de auxiliar care să-l ajute. Asta este total contrar vremurilor pe care le trăim, în momentul în care el trebuie să aplice simultan dreptul național, dreptul Uniunii Europene și eventual și Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Ca dar, ca un cavaler medieval, judecătorul ar trebui să aibă cel puțin, la nivelul înaltei curți, cel puțin 6-7 magistrați, asistenți sau alți funcționari care să-i pregătească documentarea, care să-i pregătească mici rezumate de practică judiciară și așa mai departe. Ori, la Înalta Curte de Casație și Justiția României, cred că la 4 judecători este un magistrat asistent. La curțile de apel care decid în ultimă instanță nu există așa ceva și nici la tribunal. Deci, într-o organizare rezonabilă a sistemului judiciar, judecătorii ar trebui să arate cu totul altfel decât arată astăzi. Și acum, pentru că nu avem o idee despre ce înseamnă judecător, venim cu propunerea de a numi la Curtea Constituțională judecător de carieră. Deci Kelsen, care a inventat Curtea Constituțională, s-ar îngrozi dacă ar auzi o asemenea propunere. Prima dată se pleacă de la eroarea care e comună. Aceea că judecătorii cele mai prestigioase instanțe care controlează o Constituție
și anume judecătorii Curții Supreme a Statelor Unite, ar fi judecători de carieră. Lumea își imaginează că ajung judecător la Curtea Supremă a Statelor Unite, după ce ai divorțat mai întâi câteva familii și după ce ai plecat la pușcărie pentru infractori. Nu. Judecătorii de la Curtea Supremă a Statelor Unite sunt, în general, mari profesori de drept de la universitățile americane și se întâmplă ca unii dintre ei să fie și profesori și judecători. Doi. Judecătorii de la Curtea Supremă a Statelor Unite sunt nouă. La Înalta Curte de Casație și Justiție a României, o să râde, sunt 120 de judecători. 120 de judecători. Judecătorii noștri fac cu totul altceva decât fac judecătorii din țările de common law, de exemplu, cei englezi, sau din un stat de common law cu Constituție de civil law, cum este statul, cum sunt Statele Unite. Ei motivează sumar hotărârii. Ei nu au obligație legală de a răspunde tuturor argumentelor părți. Nu intru în detaliu. Motivarea constituțională presupune un cu totul alt antrenament decât îl au judecătorii noștri judiciari. Motivarea constituțională e o motivare politică juridică, de tip dizertație, ceea ce presupune nu numai cunoștințe solide în vari domenii, dar presupune și oarecare abilitate, un anume talent. Americanii numesc asta sentencing, deci o calitate de a spune lucruri importante într-o manieră memorabilă. Deci, problema reformei sistemului nostru judiciar nu este o problemă simplă, care ține numai de independență. E o problemă mare, o problemă serioasă, la care noi nu avem răspuns. Aș prefera să mă